Surorile Florina, Corina și Sorina se reunesc pentru a-și îngropa mama și astfel, surorile mai mari își întâlnesc pentru prima dată cumnatul. Cumnatul, mugâtul, șbaui. Doamne, ești incredibilă. Păi dacă asta e engleza pe care o vorbiți voi în Anglia, atunci mai bine rămân aici la Giurgiu ca să nu mi-o stric. Salam! Noi nu mâncăm carne. Carne aduce spiritul rău. Brânză mai am. Și nu va trece mult timp până când discuția va ajunge pe o pantă alunecoasă. Apropo de moștenire, dacă vrei te ajut eu, eu cu asta mă ocup. Ne face o procură și ne ocupăm noi, nu Tamaș. Ca eu să mă aleg cu nimic. Doamne, nici să răci mama bine și noi ne certăm pe avere. Pe mine mă despăgubiți, eu vreau 40.000 de euro, punct. Pe bun. Mama mea, că e prost, am fost. Mama, în mutal. Dar vă că ți-a plăcut până la urmă. Ai ieșit cu pofta, ai frisic. Florina vrea să rămână cu toată casa. Este fur! Să-mi pe Tamaș. Dar lasă-mi salamul ăsta odată că mă scoți nimiți! Oare se vor înțelege între ele cele trei surori? Și cum își vor împărți averea mamei? Crede-mă că fac tot ce ține de mine ca să avem cei 40.000 de euro pentru afacerea ta. Eu nu vreau să mă las fraierică doar pentru că eu sunt sora mai mică. Părinte, vreau să rămân aici. E păcat să vindem. Nu se vinde casa părintească.